Perioada sărbătorilor de iarnă este cea în care tot mai mulți comercianți vor încerca să profite de pe urma consumatorilor. Produsele alimentare care au data de valabilitate aproape de expirare sau care nu corespund normelor în vigoare vor fi de domeniul trecutului. Pentru o eficiență sporită a serviciului de control, anul acesta comisarii OPC le oferă cetățenilor posibilitatea de a reclama orice neregulă pe care o au la orice oră din zi și din noapte. Pentru a nu se confrunta cu cazuri în care siguranța alimentară a giurgiuvenilor este pusă în pericol, organele de control îi vor verifica pe toți cei ce comercializează produse din carne de porc, cofetărie și patiserie. Reclamațiile pot fi preluate non-stop, având în vedere faptul că telefoanele sunt redirijate către comisari și aceștia pot prelua reclamațiile și acționa ca atare în cel mai scurt timp, având în vedere impactul asupra consumatorilor. Ce vizați în perioada următoare? Ce produse? Preponderent produsele specifice sărbătorilor de iarnă, carnea, preparatele din carne, produsele de cofetărie, cât și serviciile alimentare, serviciile de alimentație publică, având în vedere că sunt multe locații unde se organizează mese festive de Crăciun, cât și de Revelion. Potrivit purtătorului de cuvânt al Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului, toți cetățenii care întâmpină o problemă sau nu sunt mulțumiți de anumite servicii pot apela numărul de telefon 0246-216-402. Aici le va răspunde un inspector OPC care se va ocupa de fiecare situație cu maximă promptitudine.